totul a început când am făcut Școala Populară de Arte Tudor Jarda din Cluj-Napoca. Acolo am făcut și arte vizuale și iconografie și, bineînțeles, am fost fascinată de icoanele pe sticlă. Pe urmă am venit, după ce am terminat facultatea și Școala Populară de Arte, am venit la Huiedin, mai întâi într-o parohie mai mică, Brăișorul, soțul meu este preot, și acolo am început să pictez la țară. Pe urmă am venit la Huiedin, după 5 ani, și aici am găsit un mult spațiu la protopopiat, nefolosit, și așa mi-a venit ideea să fac un atelier de pictură și activități pentru copiii din oraș. Între edițiile de icoane pe sticlă, am dorit să mai facem și alte activități în perioada mărțișorului mărțișoare, perioada pascală, ouă pictate de Crăciun, tot așa, globuri pictate, și nu știam ce idee, ce fel de mărțișoare să facem. Și într-o zi m-am dus la un meșter cu sticle, care se ocupă cu tăierea sticlelor, să-mi tai o sticlă pentru o ramă, o icoană. Și dânsul tăia sticle nefolosite și care nu mai erau necesare, și am întrebat dacă îmi poate tăia și mie din bucățile alea mici ceva asemănător. Și pe moment mi-a venit ideea cu pictura pe sticlă a mărțișorului. Aici avem motivele tradiționale, am ales și fata îmbrăcată în ie, cu motive florale, și la etapa de tuș, lăsată să se usuce, am pictat-o aseară și peste noapte tușul prinde rezistență și atunci pot să aplic culorile foarte bine. Avem și îngerași aici în tuș. Iar aici avem simbolul primăverii, un ghiocel, și tot așa, cu fundal albastru sau în acesta chiar avem o imagine mistică, de fapt am ales, nu-i tipic verde sau în fundal. Avem chiar și natură statică, ghivece, flori. Aici se văd mărțișoarele finalizate pe suport de carton și tradiționalul șnur alb cu roșu al mărțișorului. Peisaje, flori de câmp, margarete, grădină cu flori, maci de câmp, natură statică, mama și copilul, pentru că se apropie 8 martie. Tot așa mi-a venit ideea după pictarea mărțișorului într-o săptămână. Am zis să facem ceva mai deosebit pentru Marte, mămicile, și atunci am ales o altă formă la sticlă și tot așa diferite teme, flori, mama și copilul, care au fost binevenite în această perioadă. Aici am ales ca și temă florală o grădină cu flori, care mi-a amintit de grădina bunicii. Îi plăceau florile colorate și multiple, nu organizate, în diferite nuanțe. Sticla îndeplinește funcția de suport mai întâi și e folosit și ca strat protector al picturii, totodată conferind astfel culorilor așternute pe dosul sticlei o nuanță deosebită, o strălucire deosebită, mai exact. Folosirea temperei pe suportul de sticlă este o provocare, de fapt, deoarece fixarea culorilor, a pigmenților, se realizează cu ajutorul emulsiei de ou, ceea ce face să adere pe suprafața dură a sticlei. Se lucrează pe dosul sticlei, în oglindă. Mai întâi se curăță sticla foarte bine cu atenție, cu alcool, pentru a îndepărta grăsimea. La început am folosit doar tempera din pigment și emulsie de ou și
Pe parcurs am mai adăugat și alte tehnici, acrilic și, sau tehnică mixtă. Trebuie să așteptăm să se usuce după ce am pus toate straturile, deci vin în straturi subțiri neapărat, suprapuse și după ce se usucă, după aceea putem să mai dăm un strat final ca și suport și întărire a acestei picturi. Ce înseamnă pentru mine icoana pe sticlă și pictura pe sticlă? Mai precis, icoana înseamnă rugăciunea între mine și Dumnezeu, un mod de a-mi exprima și a-mi elibera tot ceea ce simt și ce gândesc și trăirile pe care le am. Iar pictura pe sticlă, de asemenea, îmi exprim pasiunea aici, în momentul de față, pasiunea mea pentru flori, pentru artă, frumosul, mai exact, îl imprim pe această sticlă. Motivele tradiționale, peisajele, tot ceea ce ne înconjoară, de fapt. Asta înseamnă pentru mine icoana pe sticlă.